China întinde din nou o mână de ajutor Republicii Moldova în lupta cu pandemia de coronavirus. De această dată, o companie chineză a oferit Centrului Național de Asistență Medicală Prespitalicească o donație sub formă de echipamente de protecție necesare personalului medical din prima linie. Lotul conține 1000 de costume de protecție individuală și 15.000 de măști. În context, directorul instituției vizate a mulțumit ambasadorului Chinei în Republica Moldova pentru suportul acordat. Pe tot parcursul pandemiei, Republica Moldova a fost ajutată de mai multe ori de către poporul chinez, pentru care ne exprimăm gratitudinea și sincere mulțumiri. Îmi exprim recunoștință pentru gestul poporului chinez, care în aceste momente dificile pentru Republica Moldova, în luptă cu infecția COVID-19, oferă suportul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, suport care vine sub formă de 1000 de costume de protecție individuală și 15.000 de măști de singură folosință. La rândul său, oficialul chinez este sigur că țara noastră va face cu brio față provocărilor timpului și va obține victorie în lupta cu noul tip de coronavirus. Mulțumim companiei pentru susținerea gestionării situației epidemiologice a Guvernului Republicii Moldova și a oamenilor cu acțiuni practice. Aceste materiale vor oferi o garanție puternică personalului medical care luptă împotriva epidemiei. Față de această epidemie gravă, comunitatea internațională ar trebui să lucreze împreună ca să facă față dificultăților. Guvernul Moldovei și oamenii ei sunt activi și credem că Republica Moldova va reuși să obțină victorie finală împotriva epidemiei date. Amintim, anterior, China a oferit țării noastre încă 4 loturi de ajutor umanitar, care includ echipamente și consumabile pentru instituțiile medicale din țară.